Ingrid, Bianca, Remi, haideți aici! Bravo, Rea Marine, bravo! Avem așa, deci avem două echipe, da? Ține minte, două echipe. Echipa lui Cătălin, hai Remi, hai Ingrid, hai Bianca, ia Cătăi. Asta e echipa lui Cătălin. Și Nea Marin cu un campion mondial la karate. Măi, Dane, mă iertați, stimate juriu, pentru copiii tot respectul și toată admirația fel, din lume. Da. Dar, da, aveți grijă cui dați acum steluțele alea verzi, că dacă ce nu, eu vă blestem să aveți poftă tot anul de mâncare cum a cântat Moroșan. Auzi, ce cum e chestia? Voi, da, da? Așa de frustrare, așa. De frustrare normal. Până la urmă, vreți să zic ceva? Acceptăm. Ești tu acum de mine. Dacă ar fi să fie pe bune, acceptăm tot neamărind să ne bată, decât să ne bată Moroșan. Dorian, echipa care ia cele mai multe steluțe verzi se duce în finala serii și în finala serii avem un super premiu. Marele premiu, ceva super tare, super mare, super... Ce? Mama, mă, zic că deja am vine să mă bag eu în competiția asta pentru premiu, că nu știu ce e. Și mă enervează că nu știu ce e. Ăștia nu-mi spun și mie. Nu știu ce e. Acum nimeni nu știe că marele premiu e... E de porc, așa cum spun unii. Asta înseamnă că e bun sau rău? E o vorbă, știi? Nu mă mai întreba pe mine că habar n-am. Tu nu înțelegi că nici măcar eu nu știu și eu mor de curiozitate. Și că e un super premiu, că e un mare premiu. Pepe știe, Dorian știe, Negru știe, eu habar n-am. Nu mă mai întrebați pe mine că eu habar n-am. Eu vă propun așa, să începem cu Moroșanu. Cu Moroșanu, cu Ingrid, cu Bianca, cu Remi. Foarte! Echipa cu cele mai multe steluțe verzi se duce în finala serii. Epa! Trei verzi și una roșie. Dane, explică-i tu lui Moroșanu, explică-i tu lui Moroșanu. Stai, mă, să ne explice. Auzi, dar ne-ai spart la mașina. Stai așa, zi-mă ce rău. Deci, explică-i tu lui Moroșanu că aici eu dau steluțe roșii la oricine greșește. Tu mă crezi tâmpit? Eu să-i explic lui asta? Îi spune-i tu, eu nu vorbesc cu el. Dar ce stâmpit? Dar de ce mă bătaie știu, am mai luat. Eu să-i spun asta? Băi, eu zic că frumos ar fi. Cătăline, vrem să zicem ceva, ești extraordinar. Da, bravo, roșu înseamnă ambiție. Bă, cum i-am luat-o, mă! Roșu înseamnă ambiție. Roșu înseamnă ambiție. Da, ești extraordinar. Ai văzut cum i-am zis-o? Mersi, Dane, ești de încredere. Să știi că eu accept că ești un profesionist. Felicitări. Ne vedem după emisiune. Ne vedem pe publicitate. Să vezi că arată în cap ce zi. Discutăm. Acum ascultați-mă, dacă ei obțin 4 verzi sau 2 sau 2 a avut Moroșan una roșie și sau niciuna. Atât vă trebuie. Sau 3, poate fi egalitate. Nu cred. E clar, cine are cele mai multe steluțe verzi e în finala serii. Corect. Hai să vedem. Campion mondial la karate, puștul are 15 ani și e campion mondial. Are România pe umăr, are steagul României pe umăr, puștul. Mama e din România, tatăl e chinez. Te bucur. Cred că mai frumos a fost umorul meu de 1000 de ori. Părerea mea personală. Nu meritam noi să câștigăm. Da? Mai ales că noi am făcut cel mai mare show acolo, am ridicat sala în picioare. A fost foarte, foarte frumos. Și da, dacă asta a fost decizia jurului, asta este. Băi, cei care ați pierdut, trebuie să știți că ați avut astăzi în fața voastră un născut învingător. Eu m-am născut învingător. Vreți să câștigați? Trebuie să puneți o